Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu își mărește echipa. În aceste momente s-a dat startul depunerii dosarelor pentru postul de medic specialist, specialitatea genetică medicală în cadrul ambulatoriului integrat. Mai mulți bolnavi au semnalat lipsa unui medic cardiolog specialist de gardă în urgențe și un medic specialist cardiolog în secția pediatrie. Medic specialist cardiolog în urgență nu există, nu avem linie de gardă cardiologie în urgență. Avem linie de gardă în specialitatea cardiologie, în secția cardiologie. Luna aceasta este acoperită garda în cea mai mare parte a lunii. Avem încă două zile libere care nu sunt acoperite, însă se poartă discuții cu medicii și sperăm să se rezolve și această situație. De săptămâna viitoare se reia procedura de angajare a medicilor cardiologi specialiști care ar putea beneficia de mai multe facilități. Săptămâna viitoare vor fi scoase din nou posturile la concurs, posturile vacante de medic cardiolog și sperăm să se prezinte medici interesați. Se oferă decontarea transportului pentru aceștia, dar și locuință de serviciu și s-a luat în discuție și acordarea unui stimulent financiar în prima lună de angajare, tocmai pentru a atrage medici specialiști către Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Dosarele se depun la sediul spitalului din strada Progresului numărul 18, iar pentru ocuparea postului candidații vor susține o probă scrisă și o probă practică care este eliminatorie.